Surpriză! E ziua! E ziua! Adică am vrea liniște la dumneavoastră. Da, e liniște sau finisator. Așa. Și dacă e sărbătoare, atunci era mai reduce din ziua de muncă. Da. Dar ne noi cu o surpriză pentru dumneavoastră. Întrebarea mea este să zicem dacă ghiciți de la cine vine. Dacă simți o idee, mă. Să știți când și eu nu-ți minte exact de la cine o să trebuiască să dau citire, da? A trei persoane vin pentru dumneavoastră astăzi să vă aducă o atenție frumoasă cu ocazia zilei profesorului, așa? Uitați-vă, să vă rog frumos buchetele cu mare drag. Mulțumesc tare mult! Dar nu vă dau tot încă. Care este un indiciu. Sau posibil să vă ajute. Nu știu. Dirigent, scumpă dirigentă. Așa? Păi nu știu care sunt. Nu v-am dat niciun indiciu. Așa, surpriza vine cu mare drag din partea lui Jeanu Alexandra, da? Da? Cristiana și Buzulan Ana. Așa, cred că corect am dat citire. Da. Aceste persoane au făcut atenție frumoasă, da? Și au dus un pic de culoare. La sigur însemnați pentru ele mult ce ați făcut. Dacă au organizat o surpriză, și la sigur meritați. Aveți asta ocazie, da, să le spuneți câteva cuvinte. Deja dumneavoastră apreciați de bine sau... Ce pot să spun? În primul rând vă mulțumesc foarte, foarte mult. E o surpriză extraordinară, chiar nu m-am așteptat. Chiar recent vorbeam de voi, mi-aduceam aminte. Vă mulțumesc foarte, foarte mult și mă bucur că vă aduceți aminte, că nu uitați. Și vă aștept când aveți posibilitate să intrați pe la noi. Mersi foarte frumos. Mulțumesc. Mulțumesc tare mult. Eu chiar nu m-am așteptat. Mulțumesc. O atenție frumoasă să ne vă dorim ca să mai aveți așa suflete, să le spun, care țin la persoanele care au participat la, hai să spunem, la educația, da? A vieții. Pentru că, știți, rămânele profesorilor, trec fiecare copil, rămân amintiri frumoase și de aici iau ce e cei mai bun. Mulțumesc. Și dacă au dat sau atenție, înseamnă că au luat la siguranță, da? Ceva foarte de folos. Vă mulțumesc tare mult. Vă sărut și vă cuprind strâns. Mulțumesc mult.